Fie Domnul. Aș vrea cum să ridicăm picioare, să mergem înaintea Domnului într-o rugăciune. Am cântat: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Și aș vrea să ne rugăm în această direcție. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să pună unitate între noi. Să avem o inimă curată, să avem gânduri curate și să fim împăciuitori. Versetul 10 din 1 Corinteni, capitolul 1, spune așa: vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Amin. Și primul gând în această rugăciune aș vrea să fie acesta: să avem același fel de vorbire, să n-avem dezbinări dintre noi, să fim uniți. Și cred că pe lângă rugăciune putem face și noi aici ceva și putem să punem și noi umărul ca să fim așa cum ne cere Dumnezeu. Dar mai sunt situații în viață când poate inima noastră este curată, inima noastră este după voia lui Dumnezeu și totuși pot să apară dezbinări între noi. Am găsit o imagine care vreau să o afișăm, care spune acest lucru. Că depinde în ce parte suntem a problemei, putem ca două persoane să avem același adevăr, să avem fiecare adevărul nostru. Și pot exista totuși certuri și pot exista totuși inimi frânte, chiar dacă fiecare dintre noi avem o inimă curată. Și aș vrea, în a doua parte a rugăciunii, să mergem înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune.
să ne ridice deasupra problemei, să vedem din ambele unghiuri, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să fim în unitate. Amin. Haideți să ne mergem înaintea Domnului la această rugăciune. Oh,
Binecuvântat să fie numele Domnului. Ne revedem, preiubiților, în după masa aceasta, și este bine, a păstrat Dumnezeu pentru noi har și îndurare și ne-a binecuvântat. Iată, auzeam despre unii care nu au putut din diferite cauze să fie aici, inclusiv din casa mea, că pentru că uneori suntem surprinși în aceste evenimente ale vieții și uneori răceri, virus și tot felul de lucruri acestea sunt mai tari decât noi și pentru o vreme reușesc să ne dobore, da? Ne ridicăm iarăși prin puterea Domnului. Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie numele. Suntem în mijlocul unui ciclu de predici pe care l-am intitulat Cunoașterea Voii lui Dumnezeu. Suntem la al patrulea popas și intenționez în seara aceasta să vă vorbesc despre surprizele din voia lui Dumnezeu. Acum, voia lui Dumnezeu a fost mereu exprimată prin versete scurte, de regulă, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră și lucruri de genul acesta, dar am descoperit, rămânând mai mult lângă acest concept foarte important, că sunt mai multe aspecte, că lucrarea aceasta e mult mai complexă și deja până aici am învățat câteva lucruri despre voia lui Dumnezeu. Ciclul acesta de predici are rolul să ne ajute să prindem cât mai mult, dacă e posibil, total un concept scriptural, iar faptul că eu reiau mereu ceva din ce am lăsat data trecută are darul să le lege deolaltă ca să facă conexie în mintea noastră. Și adar pe obiților, mergând prin scripturii, în momentele trecute am aflat că există o voie a lui Dumnezeu suverană, decretată. Sunt și alte cuvinte calificate care se pot folosi și se folosesc aici. Și că ea are de-a face cu voia lui Dumnezeu, aceea care a hotărât Dumnezeu, care se va întâmpla exact așa cum a spus Dumnezeu, care nu poate fi împiedicată de nimic și care se va duce întotdeauna la îndeplinire. Mare parte din zona asta a voii lui Dumnezeu are de-a face inclusiv cu lucruri care sunt departe de noi. Cum am citit în Apocalipsa, versetul care spune că Dumnezeu a creat toate lucrurile și le susține cu puterea Lui, lucruri dincolo de știința și de puterea noastră, țin de voia Lui Dumnezeu. Așa au fost create și rânduite cu caracteristicile respective și ele merg în fiecare zi împlinind voia Lui Dumnezeu spre un scop stabilit de Domnul.
Păi am descoperit și am rămas puțin în zona voii permisive a lui Dumnezeu, am numit-o, a ceea ce îngăduie Dumnezeu să se întâmple și mai ales în perimetrul acesta suntem noi foarte activi sau aceasta are de-a face foarte mult cu noi. În unul din mesajele trecute am rămas lângă mai multe pasaje scripturale care ne îndeamnă să căutăm voia lui Dumnezeu, să trăim voia lui Dumnezeu. Și cum anume putem face lucrul acesta? Păi am descoperit că ele se întrepătrund uneori. Voia lui Dumnezeu suverană și voia lui Dumnezeu îngăduită. Și am dat exemplu de data trecută a unui vapor, să zicem, care plecând din locația A în locația B, este absolut clar că destinația lui este clară, traseul lui este stabilit și că nimeni nu poate schimba asta, nici unul din pasagerii care se vor îmbarca pe acest vapor, deși vor avea bilet și vor fi în rânduială, ei nu pot schimba destinația, dar în timp ce vor parcurge drumul de la A la B, au libertatea să fie liberi. Pot să mănânce când vor, pot să dormă când vor, pot să facă sport, pot să vizioneze ceva, pot sta la mese împreună. În sfârșit, în timpul acestei călătorii clar destinate, există libertatea lor de a se manifesta în forma dorită. În felul acesta, spuneam, destinația oricăruia dintre noi este stabilită de Dumnezeu spre ceruri și nimeni nu poate schimba asta. Dumnezeu așa a stabilit că toți mântuiții acolo vor ajunge, iar pe drumul acesta noi avem slujiri diferite, chemări diferite, slujim cu daruri diferite, trecem prin evenimente diferite și ne raportăm la multe lucruri diferit. Așa general privind. Apoi am vrut să afirm clar și răspicat în trecutele noastre întâlniri că voia lui Dumnezeu este adesea un mister. Nu e așa cum exprimăm noi de multe ori că noi cunoaștem și știm. Cel mai adesea nu cunoaștem și nu știm. Și că de multe ori o descoperim după ce s-a desfășurat în viața noastră. Și că uneori desfășurarea ei este ciudată, este stranie. Am mai spus atunci că la voia lui Dumnezeu nu e întotdeauna ușor de ajuns, pentru că avem un obstacol fantastic de trecut, care se numește voia noastră. Adesea, voia noastră este în conflict cu voia lui Dumnezeu. Acestea ar fi lucrurile care am vrut să le reamintesc, așa punctat din întâlnirile de data trecută, de dățile trecute. Chiar aceasta aș vrea să insist pe aspectul acesta, surprizele din voia lui Dumnezeu, făcând clar încă o dată înaintea noastră a tuturor preobiții mei, că felul în care ne conduce uneori Dumnezeu spre voia Lui este unul misterios, unul negândit de noi, numit acum surpriza. Duceți-vă aminte că rămânând lângă Scripturi am întrebat. Un om, Iosif, a avut niște vise deosebit de mărețe în tinerețea lui. Vise care au fost cunoscute de familia lui, de părinții lui, de frații lui, și care vorbeau despre faptul că el va ajunge
un om mare, spun lucrurile acestea pe scurt. Și vă întrebam atunci, credeți că există un singur om pe care să-l cunoașteți dumneavoastră în proximitatea dumneavoastră, care să fi creonat drumul acestui om spre poziția de prim-ministru în felul în care l-a condus Dumnezeu? Sau noi, dacă am fi gândit, dacă am fi fost responsabili, dacă am fi fost patronii acestui copil sau părinții acestui copil sau păstorii acestui copil, am fi creonat măcar în parte drumul lui spre înălțimea asta așa cum l-a condus Dumnezeu? Niciodată. Numai Dumnezeu poate conduce un om care are vise prin grop, prin robie, prin temnițe, și apoi să-l ridice într-o mare împărăție la un mare rang. Niciunul n-am gândit că acesta e drumul. Niciunul n-am gândit că acesta e drumul. Încă o dată e adevărat că cât de departe gândurile noastre de gândurile lui Dumnezeu. Încă o dată vedem aspectul acesta. Sau David, frații mei, să vină trimisul Domnului în casa ta, Isai, să aleagă pe unul din copiii tăi și să îi pună unde lemnul sfânt împărătesc pe cap. Și să fie clar că el va fi împăratul lui Israel, pentru că Dumnezeu pe primul, pe Saul, l-a lepădat. Nu-i așa că, dacă ne gândim bine, noi știam că așa va fi. 10 de ani va fi fugar, va fi în pericol, va ajunge uneori să scape viața în perimetrul vrăjmașilor lui, prietenii lui vor fi omorâți din cauza lui, recte preoții din Nob, și că așa vedem noi împlinirea unui cuvânt profetic sau unei promisiuni a lui Dumnezeu. Niciodată. Sper să nu vă șochez în după masa asta. Măcar că ar fi bine să ne gândim la lucrările profetice care le așteptăm să se împlinească. Fraților, s-ar putea cam așa să se împlinească unele dintre ele. Pe astfel de drumuri. E clar ce ne-a vorbit Dumnezeu. E clar ce așteptăm de la Dumnezeu. Dar spuneam și altă dată că dacă noi suntem interesați să mergem de la A la B, liniar și liniștit, Dumnezeu nu e așa. Pe El îl interesează foarte mult. Nu doar să ajungem de la A la B, ci și cum ajungem de la A la B. Și acum chiar așa, mi-aduc aminte că aștept niște prorocii ale Domnului și mă cutremur în fața acestui cuvânt. Haideți în seara asta să facem o analiză pe caz și o să citesc cronologic din text, de aceea nu l-am citit la început, să punem câte un pasaj mai lung sau mai scurt ca să înțelegem ceva din surprizele lui Dumnezeu, din voia asta misterioasă a lui Dumnezeu din viața unui om. Geneza capitolul 22. Geneza capitolul 22. Să citesc pentru început primele 8 versete. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat cu el două sluși și pe fiul său Isaac. A pornit, a tăiat lemne pentru ardere de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sare: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi.
Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel, amândoi, împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram a zis: Tată, ce este, fiule? A răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Momentul acesta, așezat în viața lui Avram, însemnează următoarea cronologie. Dumnezeu îl chemase într-un mod special și ceruse să iasă din casa lui, din familia lui, din rudenia lui, pentru o țară pe care o va indica Dumnezeu în viitor. Dumnezeu i-a făcut promisiuni deosebit de mari acestui om, până acolo încât Dumnezeu a afirmat că prin el vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Când Dumnezeu i-a făcut făgăduințele acestea, el nu avea copii și era deja înaintat în vârstă. A așteptat ani în șir promisiunea lui Dumnezeu, un copil din care apoi, mai departe, un număr de ca nisipul mării, și ani și zilele treceau în șir una din, după alta, fără să se întâmple nimic. Dumnezeu a întărit o dată și de două ori făgăduințele pentru omul acesta. A apărut în povestea așteptării lui acolada Ismael, am numit-o așa, ca să înțelegem noi cei care afirmăm că totul e clar și precis și alb și negru, întotdeauna în credință, că până și mari oameni ai lui Dumnezeu nu înțeleg întotdeauna planul lui Dumnezeu, nu-l pricep în detaliile lui, nu înțeleg voia lui Dumnezeu, nu pot citi de pe buzele lui Dumnezeu. Și astfel, într-o zi, la sfatul soției lui, s-a născut Ismael, nu Isaac. A avut apoi loc izgonirea Agarei în pustie și a lui Ismael, și după aceea a venit împlinirea promisiunii, s-a născut Isaac. Trebuie că timpul acesta, cât a fost în urmă cu toate frământările lui și cu toate așteptările, să fi fost în momentul ăsta ca o încununare fantastică, și creșterea lui cu siguranță a dus bucurie, împlinire, lumină și bogăție spirituală în viața acestui om. Și când privind în urmă cu mulțumire, măcar că n-a înțeles toate lucrurile, măcar că a deviat cel puțin un pic de la planul drept al lui Dumnezeu, când toate acestea păreau în matca liniștii, Dumnezeu mai stă o dată de vorbă cu omul acesta într-un fel tare interesant, tare ciudat. Frații mei, putem noi înțelege în seara asta ce fel de ascultare i-a cerut Dumnezeu acestui om? Putem noi înțelege ce fel de credincioșie pe care uzăm mereu de conceptele acestea, credință, credincioșie, să ai credință, să faci, să drept. Putem noi înțelege ce fel de credincioșie i-a cerut, la ce înălțime i-a cerut Dumnezeu să se urce acest om? Și noi care ascultăm așa de greu adesea de poruncile Domnului, de unele mai mici, putem noi înțelege de ce ascultare a avut nevoie omul acesta ca să împlinească voia lui Dumnezeu? Cred că rare ori ne gândim la aceste mari înălțimi. Este ceva rar întâlnit, să nu spun nemai întâlnit. Sunt niște înălțimi fantastice, frații mei, la care nu se ajunge ușor, oameni buni. La care nu se ajunge ușor.
Că și noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și nouă Dumnezeu ne cere să ascultăm. Și nouă Dumnezeu ne cere să fim credincioși. Înțelegeți pe drumul acesta cât de sus ar trebui să urcăm? Și oare vom fi noi în stare vreodată de o asemenea înălțime? Vreau să citesc mai departe două versete care sunt legate de acest concept, cele care urmează în pasajul citit până aici. Când a ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar, a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna, a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Vă rog să nu vă gândiți la pasajul acesta scriptural cu mintea care deja știe ce s-a întâmplat. Lăsați și frământarea la o parte. Cum poate cere un astfel de Dumnezeu așa ceva când el însuși condamnă o astfel de practică în scripturi? Și încercați doar să trăiți emoții acestui om. A lovit ciocanul cuvântului lui Dumnezeu și i-a spus clar ce vrea Dumnezeu de la el. I-a indicat jertfa și locul. Din detaliile acestui text, răbiți vei, nu înțeleg graba cu care omul acesta a pus în aplicare tot planul acesta lui Dumnezeu. Dar văd reacția lui fantastică și mă întreb de unde a avut resurse să le luăm omenește. Nu greșim și nu distorsionăm tot textul. Să meargă pe un astfel de drum, să pornească dintr-o dată la el, trebuia o minimă pregătire și trebuia să fie avut un sfat cu nevasta lui. Bănuiesc că e minim atât să vorbim despre asta. Pe drumul jertfei, fiul lui și slujitorii lui vor pune întrebări care vor spredeli inima lui de tată. A fost prefăcut când a dat răspunsurile care le-a dat? Știa dinainte ce se va întâmpla? Sau avem noi capacitatea în momente de grele încercări să lăsăm să vorbească prin noi Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu? Eu aleg varianta asta. Cred că în momentele de încercări fantastice este ceva din dumnezeirea care este în noi și aia în stare să pună în gura noastră cuvinte de care altfel n-am fi în stare niciodată. Parcă nu tremură vocea deloc când zice slugilor, noi ne ducem până acolo, ne închinăm și ne întoarcem înapoi. Noi ne ducem, noi ne întoarcem. Dar nu-i doar una întrebare. Obișnuit cu jertfele? Asta ar putea fi un subiect de predică, nu? Transmiterea valorilor de la părinți la copii, îl întreabă copilul într-un soi de nedumerire. Da, tată, avem lemne, avem foc, avem, dar n-avem el. Și tatăl îi zice, Dumnezeu va purta de grijă. Ziceam, pentru că nu știu că putem cântări momentele astea și trecem ușor pe lângă ele. Am așezat versetele acestea două lângă acestea ca să vă spun că drumul încercării e atât de greu
Și uneori atât de lung. Dar sunt cazuri în care canul acesta parcă ai vrea să se lungească. Parcă ai vrea să nu se termine drumul care la capăt însemnează o lovitură de ciocan fantastică. Dar oricât ne dorim, vine. S-au ajuns acolo. Și știa pentru ce s-a dus. S-a zidit altarul, s-a creat contextul, s-a așezat lemnele, s-a făcut cunoscut fiului lui că el este jertfa. Nu știu, nici nu mai vreau să vorbesc în zona asta. Cred că nu există cuvinte. Cred că nu există cuvinte. De care reușim să transmitem uneori porunci atât de simple, atât de greu și nu găsim cuvinte. Încerc să înțeleg, dar nu reușesc frământarea, zdrobirea și până la urmă acțiunea acestui tată. Și nu pricep niciodată nici acceptarea acestui fiu. Frații mei, nu era un copil cum ne închipuim, era un adolescent puternic spre 20 de ani. Adică nu era așa că îl prind și leg. Era nevoie de acceptare și a fost. Și fraților, jertfa asta s-a dus la îndeplinire. De o să știți că s-a dus. Înțelegeți forma de a vorbi. Biblia certifică că așa a fost. Dumnezeu a primit-o. Și s-a întâmplat totul. A fost altarul și a fost lemnele și a fost jertfa, adică el legat și pus deasupra și a fost cuțitul ridicat. Nu știu dacă este adevărat. În lumea ideilor poate să încape și în lumea logicii sunt mulți teologi care spun că după momentul acesta Sara n-a mai stat cu Avram niciodată. Noi nu avem scris asta în Scripturi, dar dacă veți citi cronologia Scripturii, veți vedea că mai încolo ea vine dintr-o altă zonă și nu este împreună cu Avram. Și la moartea ei copii vin din altă parte și așa găsesc unii să spună că ea n-a putut înțelege niciodată momentul acesta. Să conducă voia lui Dumnezeu pe astfel de drumuri, frații mei? Noi care spunem mereu că cunoaștem și cităm mai ales versetele, voia lui Dumnezeu e bună, plăcută și desăvârșită și sunt convins că noi în cuvintele noastre o cântărim. Bună înseamnă în felul nostru, plăcută în felul nostru. Nu, ea nu poate fi bună și plăcută decât așa cum vrea Dumnezeu. Alminte, noi n-avem cum să înțelegem. N-avem cum să înțelegem lucruri de felul acesta. Ce mai mulți dintre noi, oricât de dramatic aș fi eu și de poetic și nu sunt după masa asta, sunt și un pic afectat de oboseala asta și mai ales că ne-am lăsat soția acasă și un pic marcat, așa nu sunt chiar liber. Nu cred că reușesc să prind cele mai bune imagini în seara asta, dar chiar dacă aș reuși, știu că nu v-aș putea duce până la adevărul trăit de omul acesta în toată profunzimea lui. Eventual am putea întreba pe unii dintre noi care s-au pierdut un copil, nu? Că așa a fost, fraților, Dumnezeu a primit jertfa asta, da? Altă dată vorbeam de genii care e aici. Iar putea spune ceva despre ce înseamnă până ieri să ai părtășie, să îmbrățișezi, să mângâi, să poruncești, să hrănești, să îmbraci. N-am intenția să-ți trăiesc inima genii. Dar vreau să folosească fraților. Și de mâine nimic să nu mai fie adevărat. Ceva care s-a întâmplat, la care nu s-a putut gândi niciodată, dar niciodată. A curmat toate aceste lucruri. Am vorbit de ani altădată și aici. Nici pentru ea nu vreau să o fac
să-i calc inima în picioare numai de dragul de a scoate lacrimi, că n-am nicio intenție să scot lacrimi, dar vreau să mă duc aproape de o realitate. Ce iubești mai mult decât ceva ce ții în brațe, ce mângâi, ce face primii pași un copil de ăsta, cu câtă dragoste ați primit pe Alesia, cu câtă frumusețe și dimineață copiii, Doamne ce drag mi-a fost, una acolo pe colț, nu știu a cui, m-am tot uitat, le tot spune Ramona să zâmbească, adică le tot face semn să cânte ca și copiii cu bucurie. Și una așa cânta toată ziua cu gura largă și cu un zâmbet de zice că își rupe gura. Nu știu a cui, dar într-o zi am să-i fac un cadou. Că aflu eu a cui, că mai văd deodată. E o frumusețe care nu se poate pune în cuvinte, e o gingășie, e un har. Și într-o zi cineva a venit sute de kilometri, ore întregi, prin aeroporturi și avioane, știind că atunci când va veni, va vedea un sicriu. Oamenii de felul acesta pot să spună ceva despre o încercare de felul acesta. Pot să spună doar ceva. Veți zice unii, vă aud pe unii zicând, da, frate Vale, da, nu-i Dumnezeu. Nu permite Dumnezeu asta, nu face Dumnezeu asta. Îmi pare rău să vă surprind, dar eu deja am afirmat că Dumnezeu e prezent în toate. Și în tot. Și lui nu-i scapă nimic. Dumnezeu nu-i surprins nici de diavol, nici de noi, nici de evenimente. El are totul. El are trecutul, prezentul și viitorul. Totul e scris. Totul. Și aceste lucruri pe care nu vi le pot explica așa cum vreți. Și aceste lucruri s-au întâmplat pentru că a hotărât el. Dacă vreți să știți cât de prezent este Dumnezeu în viața noastră, veniți să punem din nou trei paragrafe din Scriptură. Iov, capitolul 28, versetul 24. Căci el vede până la marginile pământului, zărește totul sub ceruri. Rețineți expresia asta, totul vede, zărește, știe. Proverbe 5:21, ajungem tot mai aproape de adevărul pe care îl predicăm. Proverbe 5, căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului. El vede toate cărările lui în toate. E prezent. Proverbe, Psalmul 139:3. Psalmul 109. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Dacă știi când umblu și când mă culc, nu mă joc cu mintea noastră, da? Dacă știi când umblu și când mă culc, înseamnă că știe și ultimul somn, nu? Știe și ultimul somn, da? Și ultima trezire. Da. Dacă până și perii din cap ne sunt numărați, frate și soror, dacă până și perii din cap ne sunt numărați. Bun, să facem un pas mai departe. Capitolul 22, citim versetul 2, pentru că vreau să le leg împreună. Acum am ajuns la un punct culminant. Dumnezeu a zis, ia pe fiul tău. Vă rog să citiți versetul acesta în cheia lui adevărată, pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubesc, pe Isaac. Aici nu-i alt pe fiul tău. A, la încercarea asta mă duc după Isaac, mă duc după Ismael, na. Poruncile Domnului sunt clare, detaliile lui sunt precise. Este vorba de singurul tău fiu, el e singurul, îl cheamă Isaac, e cel pe care îl iubești și vei ajunge în Moria și îl vei jertfi. Ce precis vorbește Dumnezeu. Am o luptă fantastică în mine. Recent am discutat în zona asta cu mai mulți frați. Zicerile astea lui Dumnezeu, prorocirile lui Dumnezeu. Nu știu, am senzația că ăstea, de genul ăsta, frate,
Sunt atâta de clare și de precise. Și mă, parcă celelalte în care știți cum bine, mă, parcă n-au claritatea asta, parcă. Zic cu o rezervă, nu vreau să fiu vinovat înaintea Domnului, înaintea Scripturii. Mă tem. Dar parcă e atâta de clar totul în încercarea asta. În încercări parcă totul e clar. De fapt, dacă am luat analiză pe caz, Doamne, ce mult așteaptă un copil, orice familie, dar ăștia care n-au avut. Mă, fraților, și atâta l-au așteptat până au obosit. Și-o trebuie să mai treacă Domnul vizită pe la el să le spună, vine. Și-o mai trecut Domnul pe la el și le-a spus, la anul pe vremea asta vine. Aici totul e clar și precis și dintr-o dată. Ca să înțelegem, frații mei, că e clar că Dumnezeu a stabilit și a determinat totul. Încercarea asta a fost în toate detaliile Lui. În toate detaliile Ei. Așa cum a vrut El. Mă duc la versetul 8 ca să ating un lucru care l-am spus în treacăt înainte. Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru ardere de toți. Au mers amândoi înainte. În vremea desfășurării acestor voi misterioase ale lui Dumnezeu, suntem capabili de acțiuni, de hotărâri, de expresii, de cuvinte și de trăiri incredibile. Ne dă Dumnezeu un har pe care nu ne... Frații mei, oricât de mult l-aș dimensiona pe acest titan, n-am cuvinte, pe toate astea le-au dus harul lui Dumnezeu. Singur n-ar fi putut ajunge la înălțimile astea niciodată. Dar niciodată. Încercările vieții, știți cine îi dă putere, cine îi dă curaj, cine îi dă cuvinte cu care umim pe alții, Dumnezeu ne le dă. O să spun din nou că Jenny a ajuns atunci în spital și acolo a făcut o mărturie care a fost dată la radio. Un coleg al meu, un prieten din Satul Mare, trecea de la Satul Mare la Cluj și a auzit mărturia asta și a zis, bă, Valer, femeia voi, la voi din biserică, da, mă știi normală? Zice, bă, nu s-a pierdut în cazul ăsta mare, nu mă. Mă, zice, numai Dumnezeu îți poate da asemenea cuvinte. Frații mei, Dumnezeu ne le știi dă. Pentru că e adevărat ce spune omul acesta, Dumnezeu mereu poartă de grijă. Și adevărat numele Lui Sfânt, Dumnezeu mereu este cu noi. Noi nu înțelegem adesea căile Lui, planurile Lui. Noi nu înțelegem adesea, nu înțelegem adesea cum lucrează El, dar frații mei, asta vă pot garanta, asta e sigur, asta e din voia aia determinată a Lui Dumnezeu, frații mei. Dumnezeu este cu noi și Dumnezeu în necazul nu ne lasă. Slăvit să fie numele. Slăvit să fie numele. Ia, fiule, va purta Dumnezeu de grijă. S-a purtat. Mărit să fie Domnul. Vreau să pun altfel o virgulă în textul acesta. Mă duc din nou la versetul 2. Geneza 22:2. Dumnezeu a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești. Nu sunt cuvinte să putem dimensiona corect dragostea unui părinte față de un copil. Nimic nu iubim mai mult în lumea asta, toți cei care avem, am trecut și suntem în poziția de părinte, decât pe copiii care ne-a dat Dumnezeu. Nimic din lumea asta nu se echivalează cu asta. Că Dumnezeu știe că iubim, că Dumnezeu Sfântul este Cel care ne dă putere și suntem capabili de dragoste, de îngrijire, de mângâiere, de frumusețe.
Vă ascultați, frații mei, legat de asta ceva din text, versetul 11 și 12, legat de marea noastră dragoste la care am să revin. Atunci îngerul Domnului a strigat din cerul și a zis: Avraame, Avraame, iată-mă, răspuns el. Îngerul i-a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci rău, că știu acum că te tem de Dumnezeu, pentru că n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Acesta să fie drumul pe care demonstrăm noi frica de Dumnezeu? În cazul acestui om, acesta a fost drumul. Știu acum! Acum știu! Că te tem de Dumnezeu, că n-ai cruțat pe unicul tău fiu. Acest teste fantastice ne supune uneori Dumnezeu. Ce teste fantastice uneori trebuie să întâmpine credința noastră. Ce teste. Și ne este rupt pe inima în două, frații mei, între Dumnezeu pe care îl iubim, îl prețuim și vrem să-i dăm mereu totul și să fie întâiul. Și copiii pe care ne-a dat Dumnezeu și pe care iubim și prețuim. Și uneori, Dumnezeu ne testează credincioșia, îl prețuiești tu mai mult, cu alte cuvinte, pe fiul tău decât pe mine? Iubiți părinți din adunare care știu, pot să înțeleg cât de mult vă iubiți copiii, mare atenție, ne paște un mare pericol să facem din copiii noștri un idol. Și știți când pot deveni copiii un idol? Nu când iubim prea mult, că trebuie să iubim cu toată puterea noastră. Când iubim mai mult decât pe Dumnezeu. Când le dăm drepturi mai mari decât lui Dumnezeu, când călcăm poruncile lui Dumnezeu pentru cererile lor. Și să nu spuneți că n-aveți lupta asta. Și să nu spuneți că n-aveți frământările astea. Doamne, unde te pot duce copiii pentru că iubesc în viața asta? Doamne, unde poți ajunge din cauza lor? Sunt Dumnezeu în seara asta declară unui mare sfânt. Acum știu că te tem de Dumnezeu. Pentru că n-ai cruțat pe fiul tău, a fost mai important eu decât el. De fapt, asta este logica, asta e învățătura și aici trebuie să ajungem, frații mei. Mare atenție, preobiților, cum ne creștem copiii. Copiii ne provoacă mult, ne cer mult. Uneori ne cer mai mult decât le putem da. Și cel mai adesea le dăm. Uneori pretind mai mult decât este normal. Relația cu Dumnezeu uneori se impun pentru că au plăcerile lor și poftele lor. Ia, să vă spun ce e interesant, am discutat. Aseară am ascultat, sau după masă am ascultat o predică despre familia unui predicator din străinătate. De fapt, nu era o predică, era un dialog, greșesc, era un dialog despre familie, nu era un podcast, dar era un dialog. Cred că omul respectiv, nu știu încă multe despre, cred că este un specialist pe zona asta consilierii, cred, l-am văzut cum a vorbit. Și erau cuvintele unui specialist și erau metodele unui specialist. Îl întreabă la un moment dat cea care stătea de vorbă cu el cum gestionează probleme din familie cu copilul. Și zice, da, aveți încredere în el, în copil. Dar el zice, da, eu nu trebuie să am încredere în el, el trebuie să aibă încredere în mine. Ce, Dumnezeu are încredere în noi? Păi dacă are Dumnezeu încredere în noi, vai de El. Noi trebuie să avem încredere în El. Și a explicat așa de frumos conceptul acesta și m-am gândit atunci, are un joc de cuvinte interschimbabil, dar nu e, frații mei. Așa sunt așezate lucrurile. Noi trebuie să ne încredem în El cu toată puterea noastră și El trebuie să fie întâiul. Frații și surori, și asta, pentru mulți dintre noi, nu-i întotdeauna ușor.
Citesc versetele 13 și 14. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu cornele lui într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a lua berbecul, l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locul lui acelui anumele, Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Aici mă voi opri cu citirea în seara asta și cu explicația mea și mai rămân cu câteva cuvinte în final. Răviți-mi, vă întreb, nu doar aici, ci întotdeauna și mereu, poartă Dumnezeu de grijă? Nu înțelegem adesea cum, nu înțelegem de ce, nu înțelegem de ce pe drumul acela. Fraților, Dumnezeu e totdeauna la capătul drumului cu steagul de biruință în mână. Gata să ne-l dea. Frații și surori, Dumnezeu este de încredere. Înțeleg? Dumnezeu este pur și simplu, voia Lui este cel mai bun lucru care se poate întâmpla. Cere un preț, cere înălțimi fantastice, cere acțiuni care uneori nu le poți înțelege. Dar frații mei, cu Dumnezeu întotdeauna este bine. El întotdeauna ieșim la capăt. Slăvit să fie Dumnezeu. Berbecele ăla din tufișul acela cu cornele vorbește prin vremuri despre mielul lui Dumnezeu Iisus Hristos, Domnul, nu pe Moria, ci în Golgota, care și-a dat viața pentru, păcatele noastre ale tuturor. Slăvit să fie Domnul. Mielul lui Dumnezeu unicul, care a înlocuit toți miei care fuseseră până atunci mii și milioane de miei tăiați și aduși ca jertfe pe păcatele oamenilor și care n-au reușit niciodată să rezolve problema asta. Și a venit Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, cu sângele lui, a făcut ispășire odată pentru totdeauna. Dumnezeu a primit jertfa și prin rănile lui suntem vindecați. Mărit să fie Dumnezeu! Pentru că Dumnezeu întotdeauna poartă de grijă. Vreau acum pe final, din analiza asta lângă care am rămas, am spus cuvinte pe care le-ați mai auzit, care într-un fel unele v-au șocat, să spun patru lecții care pot fi totdeauna adevărate când vorbim despre voia lui Dumnezeu. Vorbim despre voia lui Dumnezeu. O să afirm că eu cred că este adevărat. Că metoda preferată a lui Dumnezeu pentru viața noastră este surpriza. Metodele folosite de Dumnezeu sunt surprizele. Dacă mă uit în trecutul vieții mele, cred că cel mai mult au fost surprize și cel mai puțin certitudini. Dar sunt aici, sunt bine pentru că sunt cu Dumnezeu. Am mers mereu pe un drum înainte pe care l-am înțeles și nu l-am înțeles, dar a fost cel mai bun, că a fost drumul trasat de Dumnezeu. Și până în capăt mă duc la fel. Am încredere în Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele. Dar cred din tot ce înseamnă acest mare capitol al voii lui Dumnezeu că Dumnezeu are ca metodă favorită surpriza. Apoi aș vrea să vă spun că avem nevoie în viața noastră pentru a întâmpina aceste surprize ale lui Dumnezeu de acceptare și de flexibilitate. De acceptare. Uneori voia lui Dumnezeu trece prin locuri pe care noi nu ne-am gândit niciodată că ar trece pe acolo și necesită acțiuni care noi n-am gândit niciodată că vor fi necesare. Și aduce în locuri, ajunge în locuri și se cântărește în timp după niște măsuri pe care noi niciodată nu le-am dimensionat așa. De aceea în viața de credință trebuie să avem acceptare și flexibilitate și să înțelegem că voia lui Dumnezeu ne conduce întotdeauna spre biruință. Mărit să fie Domnul! O singură paranteză fac aici. Dacă ar fi zis Iosif, dar ce visuri sunt alea? Dar asta-i Dumnezeu? Dar-i drept Dumnezeu? Păi nu El mi-a dat, păi nu s-au plecat nopii, păi n-a fost luna și stelele, păi nu Dumnezeu? Un astfel de Dumnezeu nici nu mai slujesc. Știți că așa se vorbește astăzi despre Dumnezeu? La o vorbă pe care s-o spune unul care gândești tu că e tot,
Frate, el mi-a spus, ei nu mai vin la biserica asta niciodată. Frate, am găduit Dumnezeu asta. Nu-l mai spuneți că ăsta nu-i Dumnezeu. Serios? Și am început să-l judecăm pe Dumnezeu pentru că nu-i cunoaștem acțiunile lui. Și este singurul capabil să ne ducă în fericire și să ne mântuiască. Slăviți să-i fie numele. Frate, surori, plecați-vă și să ne plecăm împreună capul sub hotărârile lui Dumnezeu care sfinte și zbune și zdrepte. Măriți să fie Domnul! În al treilea rând, în spatele surprizelor lui Dumnezeu sunt scopuri la care noi nu ne putem gândi niciodată. Sunt scopuri la care nu ne putem gândi niciodată. Mă întreb dacă tot am operat pe Iosif, dacă în groapă, cât a stat acolo? S-a gândit ce scop poate fi aici. În temniță, cât a stat acolo, dacă s-a putut gândi ce scop poate fi aici? Să pricepeți cum Dumnezeu l-a călăuzit pas cu pas? Și vă întreb acum când ne uităm în urmă, nu-i glorioasă istoria lui Dumnezeu? Nu-i fantastică istoria lui Dumnezeu? Nu-i minunată istoria? Am fi putut-o noi crea mai minunată și mai frumoasă? Și nu doar acești oameni, frații mei. Am luat mereu Iosif, David, sunt și alții. Pentru unii se schimbă cursurile istoriei, pentru alții găsesc breșe în poruncile lui Dumnezeu. Înțelegeți bine ce vreau să spun aici. Rahav, de exemplu. Rut, de exemplu. Nu-i Dumnezeu așa cum le vedem noi adesea. Totul, la noi totul e alb și negru și totul și Dumnezeu i-a pus în niște cămăruțe ale minții noastre. Pe anii trecuți, când am vorbit un alt ciclu de preci despre cunoașterea lui Dumnezeu, am spus cu smerenie că noi cunoaștem așa de puțin despre Dumnezeu, așa de puțin cunoaștem despre Dumnezeu. În sfârșit, în ultimul rând, preobiților, când Dumnezeu în viața asta ne surprinde, Dumnezeu ne dă har să trecem prin cele mai neașteptate evenimente ale vieții. Ne dă Dumnezeu har. Un harul acesta are mai multe conotații. Așa, direct, înseamnă mila, îndurarea lui Dumnezeu, ceva care noi nu merităm și vine de la Domnul. Să este cu fiecare dintre noi. Voi la voi aici, vă cunosc pe mult bine. Voia lui Dumnezeu a trecut în viața noastră pe drumuri la care nu v-ați așteptat. Vanea, ai mers pe drumuri la care nu te-ai gândit. Ce te studii experimentat, ai fost om mare în lumea asta, nu te-ai așteptat. Dănuț, ai trecut pe drumuri la care nu te-ai gândit niciodată. Că pe acolo, dar ți-a dat Dumnezeu putere, ești în picioare, ești în credință. Că Dumnezeu te conduce spre mântuire pe drumul pe care El l-a ales. Asta am, câte un prieten de aici, de acolo. Nu? Otilia, a trecut pe drumuri. Nu le-ați gândit niciodată. Dacă ați stat să faceți nu știu cât e planul, că tu le știi și desena. N-ai fi reușit niciodată. Da, fi clar că a fost Dumnezeu în ele. E clar că e Dumnezeu în ele. Asta e marele har, frații mei. Dumnezeu în ele. Emil, ai trecut pe drumuri. Ai trecut. Singura constantă este că Dumnezeu ți-a fost mereu aproape. Și ești în picioare prin îndurarea Lui. Și vei avea har prin îndurarea Domnului în continuare. Și Domnul ți-a vorbit lucruri minunate. Dacă rămânem în ascultare de Domnul, Domnul ne conduce în haruri fantastice. Plătim un preț. Dar ce înseamnă asta față de marele binecuvântări care ne dă în capăt Domnul? Și pot să mă duc și să mă duc mai departe în adunare? Asta este caracteristica vieții noastre, fraților. Surprizele la care nu ne-am gândit. Și asta înseamnă uneori voia lui Dumnezeu, frații mei. Misterioasa voia lui Dumnezeu. Surprizele din voia lui Dumnezeu. Rămâne adevărat lucrul acesta. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu întotdeauna poartă de grijă. Amin.
ești trebuciul gândul strat, tu ești comoara ce o cal, tu ești prin toate tot. Inima mea ție ți-o da, îmbracă-mă cu altora, prin tu în toate Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu.